dotarea pasajelor de infanterie din forțele terestre române începând cu anul 2020. Pirania 5 este compatibil cu transportoarele blindate pentru trupe din armatele NATO din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniții și al sprijinului logistic. Produsul România, Pirania 5, oferă o protecție balistică superioară și are un design mai format. Este dotat cu diferite instalații, printre care sistemul combinat pentru încălzire, ventilație, aer condiționat și protecție CVRM. Transportorul este echipat cu un tub de calibru 30 mm și o mitralieră de calibru 7,62 mm. Sistemul de conducere a focului este complet automatizat și utilizează sistemul electric de acționare și stabilizare pentru a se obține urmărirea automată a țintei. Următoarele vehicule care intră în piața arcului de plumb fac parte din categoria de toatelor Pirania 5, intrate în curând în dotarea forțelor terestre. Vehiculele prezente sunt puncte de comandă mobile. Acestea sunt dotate atât cu sisteme de armament, cât și cu cea mai nouă tehnologie din domeniul comunicațiilor, includ echipament satelitar, echipamente radio și sisteme informatice. Transportoarele sunt destinate pentru exercitarea comenzii și controlului vehicul de lucru. Fața dumneavoastră trece acum detașamentul constituit din lansatoare HIMARS ale batalionului 81 rachete operativ tactice. România este prima țară membră NATO din Europa care a achiziționat acest sistem. Puterea de foc, bătaia, mobilitatea și efectul la țintă ale sistemului de rachete cu lansare multiplă HIMARS asigură un grad înalt de adaptabilitate la întreg spectrul de operații militare. Este compatibil cu mediul operațional contemporan și oferă capabilități adecvate în realizarea interoperabilității cu structurile similare din țările NATO. HIMARS poate angaja țintă la distanțe de până la 300 de kilometri, utilizând muniții ghidate prin GPS și sistem de navigație inerțială. Sistemul are o mobilitate ridicată, care îi mărește capacitatea de supraviețuire pe câmpul de luptă. Poate executa acțiuni de luptă în orice condiții de tip sau lotic și în mediul contaminat. De asemenea, este transportabil inclusiv pe calea aerului cu platforme aeriene de transport și înregistrarea forțelor aeriene românești și ale aliații. Destinația acum un modul este portaria din armatură, angajantă luptă cu vehicule blindate și poate combate lipsa aeriene care doar mașina de luptă dispune de o mare putere de foc. Este înțeltrată cu un drum de calitate.